titlul acestui clip. Astăzi, dragilor, vreau să vă spun 5 lucruri care îmi plac maxim, lucruri pe care le absolut ador la această mașinuță, la BMW 325iX, modelul E30, zis și ursulețul. Dar chiar, oare de ce îi se spune la mașina asta ursulețul? Că tot m-ați întrebat? Haideți că vă zic eu, din ce am reușit să strâng eu informații, aparent prin anii 90 sau 80, ori în ultima perioadă a comunismului, ori în începuturile democrației în România, la un moment dat a existat un car meet, undeva pe la Brașov, din câte știu eu, un car meet cu oamenii care aveau mașini la vremea respectivă, adică All-Situri și Daci în special și câte un Fiat 1800 probabil. Și la meet-ul ăsta, la întâlnirea asta de mașiniști de pe vremea aia, la un moment dat a venit cineva cu un... un E30, cu un de-asta. Și mașina era încălțată cu niște jante teddy bear, se numesc. Sunt niște jante care au formă de ursuleț, de teddy bear. Și așa le și spune, teddy bear rims. Le puteți găsi și voi pe net. Și pentru că oamenii nu știau ce mașină era asta, că era BMW 325i sau 300, mă rog, seria 3, au zis, uite mașina aia cu ursulețul ăla, cu ursuleția, știi, la jante. Și a rămas de atunci, care mașină, mă? Hai, mă, ursulețul. Și a rămas la mașină ursulețul datorită acestor jante teddy bear care practic erau pe mașina respectivului la momentul respectiv. Acum sunt curios, care este persoana care a pornit trendul ăsta. Cu siguranță e unul sau una, nu? Care a pornit trendul ăla, care avea mașina, care a fost atunci la car meet-ul ăla. Nu știu de ce românii au tendința să boteze mașinile cu nume de animăluțe. Ursulețul, pisicuța, balena, dacă știți, da? Mersul S-Class din anii 90. Adică, de ce? Why? Mă rog, sunt explicații pentru fiecare parte. Asta însă se numește ursulețul, în mod popular se numește ursulețul doar în România. Să știți, mergeți voi în Belgia sau în Germania să spuneți I want a BMW bear, că se uită la tine ca la un om nebun. Deci doar în România este BMW ursuleț și de acolo vine numele de ursuleț. Bun, și hai să vă spun lucruri pe care le absolut ador la mașinuța asta. În primul și în primul rând, și motivul pentru care am și cumpărat-o este aspectul. Este acest aspect boxy de anii 80. Eu am vrut neapărat să am o mașină de genul ăsta, un E30. Îmi căutam un E30. Voiam eu un E30 neapărat. Nu m-a interesat neapărat să fie cabrio, coupe, sedan. Voiam să fie E30 și să nu fie, adică să fie un model mai special, să nu fie un, nu știu, 1.6 Kel, știi, adică voia să fie. Și am găsit-o pe asta, este un 325iX, ce înseamnă că e și 4x4, adică este primul sistem X-Drive făcut de BMW vreodată. Și cu foarte multe dotări și da, am luat-o. Deci da, aspectul pentru mine a contat foarte mult și aspectul mi se pare nemuritor la mașina asta. O să meargă în istorie ca fiind una dintre cele mai reprezentative automobile pentru anii 80. Adică designul, cele două faruri în față, este exact ADN-ul BMW. Reprezintă tot ceea ce înseamnă BMW. Un design îndrăzneț, plăcerea de a conduce și un motor 6 în linie în față. Și tracțiune spate, bineînțeles. Da, asta are 4x4, ceea ce sincer mie îmi place mai mult. Dar da, aspectul exterior este foarte frumos pentru ochiul meu și în special în ziua de astăzi, când toate automobilele sunt o formă curbată, cu șolduri, cu... asta e pătrată. Zici că-s două cutii. Una mai mică pusă sus și una mai mare pusă jos și niște roți. Deci este foarte boxy ca aspect și iese în evidență dacă mergi cu ea pe stradă, mă rog, astăzi, printre mașinile moderne. Și mie îmi place treaba asta. Farurile rotunde în față, nasul ăla mititel, grila aia mititică. Astăzi BMW are niște grile gigantice pe mașinile lor. Ei, asta este dintr-o vreme în care BMW avea niște grile mititele, mititele. Uite, știu ce mici sunt. Rinichii, cum se numesc. Arată ca doi rinichi. Ei, pe asta rinichii sunt mititei, mititei. După aia, ulterior, au devenit mai mari. Unde mai pui că modelul ăsta, adică iX, a fost singurul care avea evazările lateral. iX are, spre deosebire de alte modele E30, caroseria asta, are niște evazări în lateral pe la aripi și pe la praguri. Sunt niște evazări care, practic, să
protejeze mașina de noroi, să nu arunce cu noroi roțile, pentru că se presupune că, na, fiind o mașină all-wheel drive, vei merge cu ea mult prin off-road sau prin zone care sunt mai puțin asfaltate și de asta are aceste evazări la roți. Mie mi se pare că arată foarte bine, sincer, nu știu dacă, poate un pic mai bine decât M, părerea mea. Părerea mea este că arată mai bine decât varianta M de la mașina asta. Nu știu, e unic, e ceva special, e ceva ce doar la iX găsești, e un body kit care doar pe iX s-a pus. Și asta mi se pare că arată foarte bine și este unic și iese în evidență printre alte mașini de genul ăsta. Alt lucru care îmi place și probabil că o să mă considerați puțin ciudat la faza asta este mirosul. Îmi place în special mirosul din mașinile vechi. Consider că mașinile vechi, automobilele vechi, au un miros deosebit. Au un miros pe care doar mașinile din perioada asta îl au, adică materialele, plasticele, adezivii care au fost folosiți, pielea, e o combinație de mirosuri pe care doar în mașina asta o găsești. Plus că în momentul în care se încinge motorul și toate plasticele și furtunele se încing, de asemenea emană un miros specific pentru mașinile din perioada aceea. Ori dacă vrei experiența full de automobil clasic, de automobil din perioada aia, mirosul este o componentă super importantă, cel puțin pentru mine. Adică în momentul, uite, de asta am și odorizantul ăsta, este un odorizant ieftin, este o ieftinătură de odorizant, adică mirosul ăla ieftin, de odorizante ieftine pe care le aveam în mașini, le avea taică-mea în mașină din anii 90, știi? Adică nu o să-mi pun niciodată un odorizant scump, pentru că mi-amintește mie de perioada aia, știi, odorizantul ăsta cheap. Alt lucru care îmi place specific la mașina asta este motorul. Este un motor 6 în linie și BMW, dacă BMW știe să facă un motor pe lumea asta, este 6 în linie. Este opera lor de artă, motorul 6 în linie. Un BMW, în opinia mea, ar trebui să fie 6 în linie. Adică 6 cilindri neapărat, altfel nu-i BMW. Asta practic definește un BMW veritabil. Și ăsta, normal, este un 6 cilindri. Este un motor de 2,5 litri, 6 cilindri, trage excelent, este un motor foarte fiabil și, na, nu în ultimul rând, sună într-un mare fel. Ușor, am depășit puțin limita. Da, maxim îmi place motorul ăsta, adică sună foarte bine, nu? Adică are un sunet, în special când urcă în ture, când depășește 5000 de ture, e, zici că este o mașinuță de curse, ia uzi. Ai dat în limită. Da, nu, motorul, băi, sincer, este senzațional. Și îmi și imaginez cum naiba se simțea o persoană în anii 80 când conducea mașina asta. De câte trebuia să te simți extraordinar, adică pe șosea erau numai mașini economice, Honda Civic cu motor de 1.6, adică, știi, asta era, cred că, un monstru, un absolut monstru. Alt lucru care m-a atras la mașina asta și care încă îmi place foarte mult este faptul că îți oferă o plăcere la condus. Este o mașină orientată spre șoferi. Este un automobil care îți oferă plăcerea de a conduce. Uite un Beagle. Plăcerea de a conduce și, într-adevăr, simți o plăcere manevrând acest automobil. Te satisface, îți dă satisfacție cum stă în curbe, cum trage, cum simți direcția în volan, cum simți efectiv drumul prin volan și prin, adică îți dă feedback. Este o mașină orientată spre șoferi, este un automobil orientat spre oameni cărora le place să conducă, să simtă mașina și să o manevreze. Alt lucru care îmi place foarte mult este portbagajul. Este foarte încăpător, este foarte spațios și este ideal pentru plase de cumpărături. Pentru că ușa portbagajului se deschide în sus, poți să pui plasele direct, foarte, foarte simplu, și le poți lua exact cum le-ai pus. Este super, super util pentru mers
la cumpărături. Îmi cap foarte multe plase, deci e aproape la fel de spațios ca un break. Doar că este sedan. Deci da, e dubios de spațios, portbagajul chiar sunt impresionat. Și toată lumea care se uită la mașină, prima reacție când vede portbagajul este: wow, ce portbagaj spațios! Și un bonus, pentru că știu că vă plac bonusurile, îmi place foarte mult faptul că este vehicul istoric, ceea ce înseamnă că nu plătesc impozit, Doamne ajută, pentru că are motor de 2.5. E mișto pentru că nu ai cheltuieli. Statul practic te încurajează să ai o mașină clasică. Asta este grozav. Unde mă pui că atunci când în centrul orașelor nu o să mai poți merge cu mașinile cu motor termic, cu asta vei putea merge pentru că este considerată vehicul istoric. Cât de tare asta? Deci, dragilor, astea au fost 5 lucruri care îmi plac foarte mult la mașinuța asta, la BMW 325iX, modelul E30. Dar vreau să știu, în opinia voastră, care sunt cele mai grozave lucruri de apreciat la acest automobil. Scrieți în jos în comentarii, vreau să știu. Eu sunt Mihai Alexandru H, iar voi urmează să aveți o săptămână excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă H-ul! Pa! Ha 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 ha!